Echipajul al poliției locale din Constanța a rămas împotmolit în noroi și nisip pe un drum de lângă plaja Modern în timpul unei intervenții. Un bărbat a sesizat că un câine din rasa celor periculoși se află pe plajă. Echipajul a plecat imediat în zona respectivă, plină cu apă adunată după ploaie. În imagini se vede cum unul dintre polițiști s-a descălțat și a încercat să găsească o soluție ca să miște mașina din nisip, în timp ce colegul său și-a protejat încălțămintea cu pungi din plastic ca să aducă plăci din lemn lângă mașină. În final, mașina de poliție a fost trasă de un alt autoturism. Imaginile cu polițiștii constanțeni și autospeciala împotmolită au devenit virale pe internet.